Artem Mădălina, Constantin Alin, Poșchină Răzvan și Chiselencu Alexandru. Să-i aplaudăm!
dumneavoastră acum secțiunea grupuri vocale 7-14 ani. Grupul vocal Româncuțele. Pe pământul Dobrogean, și-am crescut printre țărani, pe pământul Dobrogean.
Thank you.
Mulțumim Magia Deltei, invit în fața dumneavoastră grupul vocal Dunăreanca.
invit în fața dumneavoastră grupul de dans grecesc Zuzunia.
A mai durat puțin. Rog colegele mele, doamna profesor, doamna inspector Monica Buhai și cu doamna Georgeta Nichifor să urce pe scenă și când vă auziți numele să urcați pe scenă să vă primiți diploma sau ce aveți de primit. Noi n-am făcut preselecție, am zis să intre toți, probabil de la anul vom încerca să facem și o preselecție pentru că trebuie totuși. Am fost de data aceasta mai indulgenți. Trebuie să ne pregătim mai mult ca să putem să intrăm într-o competiție, pentru că la orice competiție întotdeauna există învingători și învinși. Lacrimi de bucurie și de tristețe. Important este apariția dumneavoastră, dar foarte important în același timp este și evoluția dumneavoastră. Eu știu că părinții sunt foarte subiectivi, cântă cel mai bine copilul, dansează cel mai bine, interpretează cel mai bine, dar trebuie să fim și atenți la ce, să nu vedem subiectivismul din noi ca părinte că e cel mai bun. Sunt alții care trebuie să facă aceste aprecieri. Am să o rog pe doamna Georgeta, doamna profesoară, să citească. Diploma de participare la secțiunea 7-14 ani, Terente Bianca Andreea. Da, nu s-au introdus impozite, deci puteți să aplaudați mai cu forță. Diploma de participare, Paraschiv Călin Andrei. Și rămâneți toți pe scenă, nu pleacă nimeni, da? Rămâneți pe scenă, să facem și o fotografie. Călin, nu este? Diploma de participare, Mistrian Maia Monica. Călin, uite acolo. Pe scenă rămâne. Diploma de participare, Lungu Loredana Georgiana. Diploma de participare, Jipa Raluca. Diploma de participare, Gălățeanu Evelina Constantina. Diploma de participare, Cărare Aiana. Diploma de participare, Armăsaru Raluca. Diploma de participare, Accente Maria Teodora. Mențiune, Răducan Nicu Ionuț. Mențiune, Bâlea Ana Cristina. Mențiune, Buzoianu Adelina. Mențiune, Chiriță Ana Maria Ecaterina. Mențiune, Goșa Maria. Mențiune, Grigore Lucian. Mențiune, Rotaru Bianca. Mențiune, Ștrail Ioana. Mențiune, Toader Monica. Mențiune, Cojanu Ana. Mențiune, Gena Andra Ilia. Cu plăcere. Mențiune, Stan Mihaela. Mențiune, Vesparu Delia Maria. Premiul 3, Vlădeanu Dragoș. Dragoș. Premiul 2,
Vlad Andreea. Stați în față. Premiul întâi, Carastoian Medeia. Și premiul întâi, Călin Denisa. Inspector, este loc și pentru noi. Vreau să aduc un cuvânt de mulțumire tuturor părinților care consideră că talentul copiilor lor și folclorul comoara noastră de preț fac o pereche bună. Dar vreau să vă spun că uneori inițiativele dumneavoastră pot să altereze rezultatele copiilor. Aveți mare, mare încredere în profesorii care îi pregătesc. Astfel încât trebuie să știți că noi am jurizat aici vocea copiilor dumneavoastră, prezența lor scenică, ceea ce înseamnă mișcare, dar și costum. Dacă e Mihaela, mențiune. Mădălina Arpen, premiul al treilea. Daniela Batoc, premiul al treilea. Steluța Ciobanul, premiul al doilea. Răzvan Poșchină, premiul al doilea. Nicoleta Gălățanu, premiul întâi. Madalina Artem, premiul al treilea. Am trecut la muzică instrumentală. Și tot la muzică instrumentală, premiul al doilea, Răzvan Poșchină. Corina Sârghi, premiul al doilea. Și tot premiul al doilea, Alexandru Chiselencu. Locul întâi la muzică instrumentală se acordă lui Alin Constantin. Premiul întâi, Emilia Bașchie. Vocal Româncuțele, premiul al doilea. Grupul Dorulețu, conducător de grup, domnul Ștefan Cuman, premiul întâi. Premiul al doilea, grupul Magia Deltei. Grupul Dunăreanca, de la Isaccea, premiul întâi. Și pentru grupul Cantus Libera, profesor Dumitru Simona Coordonator, premiul întâi. De la Isaccea au plecat? Sunt la masă. Am înțeles.